Și în acest an, în satul Fundurii Vechi, din raionul Glodeni, localnicii și-au dat întâlnire la un foc din cauciucuri. Oamenii spun că aprind flăcările ca să alunge spiritele rele. Toți creștinii aprind în noaptea învierii rugul, se încălzesc la rug, vestesc învierea Domnului Iisus Hristos. Sătenii știu că tradiția nu este una creștină. Denia asta nu după religia noastră, asta strage care până la Hristos. Când s-a duceau jertfi, s-a ardeau jertfa pe rug. Ca să-L slăvim pe Mântuitorul Iisus Hristos care a înviat din morți, este necesar ca fiecare creștin în această noapte să stea la Sfânta Slujbă. Dar focul pe dealuri, pe alte părți, nu-i binevenit. Iar pentru a perpetua acest obicei, unii tineri nu țin cont nici de lege. Se duc fură cauciucuri de pe la brigăzi și le ieși pe cele bune, nu le caută că se răli și le duce și le pune unul pe altul și fac o denie de se vede din centrul raional. Ecologiștii atrag atenția că arderea cauciucurilor poluează grav mediul. La arderea acestor substanțe în atmosferă se elimină cantități imense de substanțe nocive. Substanțele date din atmosferă ulterior sunt cu precipitațiile, se depun pe iarbă, plante pătrund în fructe. În codul contravențional sunt prevăzute amenzi de la 400 la 800 de lei pentru astfel de ruguri. Cu toate acestea, nicio persoană până acum nu a fost sancționată.